depunerii de candidaturi, dar și de dezbatere, dacă pot spune așa, pentru că PUSL-ul, Partidul Unității, Partidul Umanist Social Liberal, și-a prezentat candidații pentru alegerile europarlamentare în condițiile în care acele candidaturi se pot depune până în data de 10 aprilie, urmând în mod evident ca până pe data de 30 aprilie să fie depuse candidaturile pentru alegerile locale. Totodată, cele două partide de guvernare, PSD-PNL, au mers la Biroul Electoral Central pentru a depune candidaturile pentru parlamentarii europeni. Au mers împreună domnul Ciucă, domnul Ciolacu, domnul Tudose, care deschide lista. Evident, a fost prezentă și Gabriela Firea și Rareș Bogdan și ceilalți membri marcanți ai celor două partide. Au dat declarații de presă. Însă, un lucru destul de interesant la sala Palatului, unde a avut loc conferința organizată de PUSL de prezentare a candidaților la alegerile europarlamentare, sala a fost arhiplină, plus circa 1000 de persoane care așteptau afară să intre sală și n-au mai încăput, dar Popescu Piedone s-a dus 5 minute să-i salute și pe aceia de afară. Iată, se preconizează o cotă de popularitate extrem de semnificativă, de care se bucură Popescu Piedone, dar și reprezentanții Partidului Umanist Social Liberal, ceea ce mă face să cred că pentru alegerile parlamentare acest partid, dacă vor obține rezultate bune la alegerile locale și europarlamentare, au șanse, din punctul meu de vedere, de a mobiliza românii în a le da votul și la alegerile parlamentare, ceea ce ar însemna că ar putea să treacă pragul electoral și surpriza pe USL să o vedem și în Parlamentul României, ceea ce evident ar fi de bun augur. Însă astăzi am ales ca titlu Perspective interne și internaționale pentru anul 2024 și pornesc de la o idee care va fi dezvoltată, de la un apel, practic, pe care îl va citi unul dintre invitații mei în această după-amiază. Și aici mă refer la faptul că în 23 august 1939 s-a încheiat la Moscova pactul Ribbentrop-Molotov, acel pact de neagresiune între Germania și URSS, care, pe lângă acest pact, a avut și o anexă secretă prin care anumite teritorii urmau a fi anexate URSS, dar și Germaniei, printre care și unele teritorii care au aparținut României și care în anul 1940, când am primit din partea URSS un ultimatum de a le ceda, și aici mă refer la teritorii extrem de importante, și anume Bucovina de Nord, Bucovina de Sud, nordul Basarabiei, Ținutul Herței și Hotinului, dar și Cadrilaterul. Și iată, au trecut atâția ani de zile, cu toate că, din punct de vedere al manifestării instituționale, am avut denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov încă din data de 24 iunie 1991. De asemenea, URSS a denunțat acest pact tot în 1991, însă ce rămâne în mentalul post-decembrist este acea declarație a Parlamentului României, și aici vorbesc de Comisia pentru Politică Externă, prin care România și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu ceea ce urma să aibă loc în data de 1 decembrie la Kiev, respectiv referendumul pentru independența Ucrainei, iar Parlamentul României, ca emanație evident a alegerilor din 1990, acel parlament care în data de 28 noiembrie, repet, a stabilit și a emis această declarație cu 7 zile înainte, pe data de 21 noiembrie, adunarea constituantă
fapt tot Parlamentul României, a adoptat Constituția României din 1991 cu votul a două treimi din numărul membrilor adunării constituante, iar în 28 noiembrie a adoptat această declarație în care România recunoștea dreptul Ucrainei de a organiza un referendum privind independența, dar solicita statelor membre să nu recunoască organizarea referendumului în teritoriile care au aparținut statului român pe care l-am menționat mai devreme, și anume Sudul Basarabiei, Bucovina de Nord, Ținutul Hotinului, Herța și Cadilater, nu era cazul aici, pentru că acolo vorbim despre Bulgaria, și totodată a solicitat organelor de la Kiev să nu organizeze referendum în acele zone care au aparținut de drept României și au fost smulse prin acel pact Ribbentrop-Molotov, pe care noi l-am declarat cu acea ocazie, 28 noiembrie 1991, nul și neavenit, și totodată am solicitat formarea unor comisii comune dintre parlamentari români și parlamentari de la Kiev, care să discute aspecte ce țin de revenirea la vechile provincii istorice în integritatea teritorială a României. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. S-au încheiat anumite tratate de pace între România și Ucraina privind integritatea teritorială. Să nu uităm acel tratat din 1997 de la Neptun, prin care se recunoștea cel puțin pentru o perioadă de 10 ani, în munca peste 10 ani, să se rediscute acel aspect legat de insula Șerpilor. Iată că până în acest moment România nu a reușit să rezolve aceste probleme legate de modul în care am putea reveni la situația anterioară încheierii pactului Ribbentrop-Molotov sau, mai concret, la această situație din 1940, în care Rusia a dat ultimatum României de a-i ceda acele teritorii. Lucrurile stau destul de complicate azi, pentru că vorbim despre norme și principii ale dreptului internațional. Vom vedea ce se va întâmpla după alegerile din 2024, dacă, cel puțin de acum încolo, cei care au aceste competențe în privința relațiilor internaționale din partea României vor ști să negocieze și să reprezinte interesele României în a încerca pe căi diplomatice, dar, repet, și ale dreptului internațional, fiindcă altfel n-ai cum, să facem în așa fel încât acele teritorii să revină la patria mamă, România. Vom mai discuta și alte aspecte, dar să vă prezint invitații mei din această seară, și aș începe cu domnul Paul Puiu Todoran, președintele partidului TODE. TODE înseamnă tradiție, onoare, disciplină, excelență, susținător ai monarhiei. Bună seara, domnule Paul Puiu Todoran. Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Apoi domnul Ioan Hosu, care este rudă cu cardinalul Iuliu Hosu, o să vă explice dânsul imediat acel, o să-i spun, mesaj pe care cardinalul Iuliu Hosu l-a transmis atunci când s-a realizat Unirea Românilor. Dânsul acum vine în calitate de reprezentant al acelei părți din cetățenii României care au adoptat un apel privind eliminarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov, dar totodată și ca membru al apelului pentru renașterea națională, da? Dacă zic bine. Bună seara, bună ziua, de fapt mulțumesc pentru prezența în emisiune, sunteți pentru prima dată aici în platoul Capital TV. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație și vom dezbate aceste puncte foarte importante. Da, să sperăm că va fi o emisiune interesantă și nu în ultimul rând
Marian Cutinghiu, analist economic. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua și vă mulțumesc că m-ați invitat. Încep cu domnul Paul Puiu Todoran, care este președinte partidul TODE. Ați lucrat din România o lungă perioadă de timp, locuiți în Statele Unite, statul New York. Cum ați găsit România? Ce șanse credeți că are partidul TODE? Dar totuși o să deschidem când domnul Hosu va avea cuvântul și aspecte legate de pactul Ribbentrop-Molotov. Întâi, partea politică a partidului TODE. Vă rog. Partidul TODE militează pentru reinstaurarea monarhiei în România, un sistem care este superior Republicii, după părerea noastră, și cum demonstrează și faptele, pentru că în Europa sunt 10 monarhii care funcționează foarte bine, iar între primele 10 țări care standardul de viață, 9 sunt monarhii constituționale. Deci din primele 10 țări din Europa, standardul de viață la 7 monarhii constituționale. Bun. Cum credeți că poate fi reinstaurată monarhia în România? În primul rând, este voința poporului. Poporul, odată educat și odată ce știu ce a făcut monarhia și ce înseamnă monarhia și cum funcționează monarhia, categoric va dori să revenim la monarhia constituțională. Bun. Însă, din punct de vedere constituțional, lucrurile nu stau atât de simplu. Eu am mai explicat procedura. Nu am cum să o ignor, nu eu, ci dumneavoastră înși vă dați seama că pentru a putea reintroduce monarhia ca formă de guvernământ în România, este nevoie de o nouă Constituție. Sub Constituția actuală, forma de guvernământ republicană nu poate fi modificată, indiferent ce formă de guvernământ am vrea în locul ei. De ce? 3 secunde și apoi vă dau cuvântul. Spune Constituția, articolul 1, alineatul 2, că forma de guvernământ a statului român este Republica, iar în articolul 152 al Constituției, care se referă la limitele revizuirii, spune acolo caracterul național, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritorială, pluralismul politic, independența justiției și limba oficială nu fac obiect ale revizuirii. Prin urmare, nici forma republicană de guvernământ, așa cum spune acest articol, nu poate forma obiectul revizuirii Constituției. Da, același lucru scria și în Constituția din 93, că forma de guvernământ nu poate fi schimbată. Așa. Și cum o schimbați? Eu știu că aveți foarte mulți adepți, știu că monarhia ca formă de guvernământ a avut foarte multe efecte pozitive pe plan politic, pe plan economic și așa mai departe, însă dacă întrebați tinerii pe stradă, foarte puține aspecte cunosc despre monarhie. De asemenea, n-am văzut la mijloacele de comunicare în masă, publice sau private, o tendință de a explica românilor ce a însemnat monarhia sau ce ar însemna în condițiile actuale? Domnul Sultan, de 75, poate chiar 80 de ani, poporul român a fost învățat că la monarhie au fost moșieri, burghezi, s-au pus botnițe, la cules de struguri. 80 de ani li s-a spus acestui popor minciuni despre monarhie. Am trecut de la Republica Populară la Republica Socialistă, la Republica Tranzițională și am ajuns la o Republică bananieră. Nu, e Republică semiprezidențială. Sigur că da, sigur că da, pe foaie. Dar ce e Republica Dar bananieră? E vorba de unde-i pătura mijlocie. Ah, am înțeles. Da. Dar bananieră nu e, că dacă mergeți în
București pe stradă, vedeți fel de fel de mașini, fel de fel de... Deci oamenii au mai evoluat, o anumită categorie. Dar alții, în schimb, o dură. Da. Dar bananieră domnul e Sultan, cam mult spus, zic și aici Republica și bananieră da. Se înțelege o societate care are 2% de oameni foarte bogați, da. 98% săraci, fără pătură mijlocie. Iar oamenii se duc și lucră în alte țări. Așa cum și din America de Sud și America Centrală, stau la granița Statelor Unite mii și mii, aici nu trebuie să stea la graniță, aici pleacă pentru că e Europa Unită și 7 milioane, alții zic că mai mult de 7 milioane, da, au plecat așa e. Ca să lucreze, ca să trimită bani în țară. Și după cum știți, 4 miliarde de euro se trimit în fiecare an care sunt pe masa guvernului. Și pe lângă ăștia, 4 miliarde se mai și împrumută la Banca Mondială sau la alte bănci. Deci, sigur că din punct de vedere politic se spune țară din lumea a treia. Da, două secunde. Zilele trecute, da. Săptămâna trecută, fostul prim-ministru al Israelului a dat o replică, pentru că în Senatul American, liderul Senatului a spus că în Israel a trebuit să se facă alegeri și că Bibi ar trebui să fie schimbat. La care fostul prim-ministru a dat o replică și a spus că Israelul este o țară independentă, o republică și nu este o republică bananieră. Deci expresia de republică bananieră se folosește. Da, eu n-am spus, dar folosește, dar becăte domnul Ioan Hosu, care trăiește în Canada, cetățean român, dar trăiește foarte mult în Canada. Este văzută România de acolo ca o republică, așa cum a spus domnul președinte? La ora actuală, să știți că în Canada se vorbește foarte puțin despre România. Din păcate. Și de asemenea trebuie să vă spun că, de fapt, sunt între Canada și România. Am rezidență în România și am venit în România practic pentru a ajuta cu ceea ce știu, cu ceea ce pot, pentru a schimba lucrurile în țară. Trebuie să vă spun că situația în Canada nu este deloc bună, precum și în Statele Unite, în sensul că sunt foarte mulți emigranți care vin în Canada și se întorc, pleacă. Anul trecut au fost aproape 50.000 de emigranți care au intrat în Canada și au plecat. De ce? Din cauza schimbării politice și mai mult din cauza inflației, ca să zic așa, galopante, a prețurilor care au crescut foarte mult. Din rândul românilor pe care îi cunosc, să știți că sunt mulți care s-au întors în România. De ce? Pentru că văd că situația în România, așa bună, proastă cum este, cum spun unii, este pe undeva mai bună decât în Canada. În ce sens? Oamenii s-au născut aici, au crescut aici și, vorba românului, fie pâinea cât de grea, tot mai bine în țara mea. Deci da. Cam aceasta este. Și, din păcate, încă o dată repet, în Canada nu se vorbește mult despre România. Adică foarte, foarte tangențial, să zic așa, când știu eu, în cazul acestui conflict între Federația Rusă și Ucraina, când baterizează, să spunem, câte o rachetă sau pe teritoriu sau foarte aproape de teritoriul României, atunci, imediat, dumnealor o pun pe prim plan, vorbind de aceste lucruri. Da. Domnul Cotinghiu,
Cum vedeți în acest moment situația politică? Până azi, să spun, nu dădeam șansă niciunui partid neparlamentar să atingă pragul electoral sau să aibă șanse și la celelalte tipuri de alegeri. Totuși am fost impresionat de saltul pe USL și aici, de când Popescu Piedone a decis să candideze la primăria capitalei, așa a prezentat pur și simplu candidatura și candidații la alegerile europarlamentare și la primării de sector. Au un salt semnificativ. Cred că motivul acestui salt este, se datorește faptului că domnul Piedone a fost într-un fel marginalizat și nedreptățit cu acea condamnare pe care dânsul a primit-o, să spun așa, în mod nejustificat. Dânsul n-a fost de vină pentru evenimentele care s-au întâmplat. Cred că ca și primar semnezi sute de hârtii pe zi, ceea ce e foarte greu ca tu să faci un control amănunțit la orice companie, orice firmă, parte în parte să evidențiezi fiecare aspect negativ. Eu cred că el a fost atunci o victimă a sistemului și a făcut închisoare, nejustificat din punctul meu de vedere. Și tocmai pentru asta cred că bucureștenii vor, foarte mulți din bucureștenii pe care și eu îi întâlnesc și îmi spun același lucru, vor vota cu domnul Pandele. Piedone, scuze. Scuze. Însă aș reveni puțin la ideea de bază, că mi-a plăcut ce a spus domnul cu monarhia, însă aș vrea să vă spun un lucru, fac aici o remarcă, că în România monarhia este ca și o utopie. Și să vă zic de ce. Marea majoritate a oamenilor au părere bună, însă nu cred că e aplicabilă. Mai ales că a trăit în Anglia atâția ani de zile, da. Și de-aia vă întreb. A făcut. Și aici oricând domnul Tudoran poate să intervină. Au fost câteva observații foarte pertinente. În sensul că 9 din 10 țări care au monarhie constituțională, din punct de vedere economic, sunt foarte bine. Da. Și asta e un lucru bun. Însă, să zicem că marea majoritate a românilor ar fi educați, în sensul că ar vota și să schimbe Constituția, dacă ar fi, s-ar pune problema schimbării, însă nu am văzut, de când regele Mihai a dispărut de pe spectrul politic, nu am văzut o persoană coerentă care putea să ia frâele acestei țări. Deci, noi, chiar dacă încurajăm o mișcare să vină, să facă, noi nu vedem lideri, noi n-am văzut lideri acolo, nu, din contră, prințul Radu a fost compromis cu acele terenuri din Băneasa, sunt multe lucruri pe care românii nu cred că nu vor fi de acord cu ele. Deci și lipsa leadership-ului, nu vedem niște lideri cu adevărat acolo, în zona monarhiei, care să vină să-și prezinte puncte de vedere, să-și prezinte ideile ca noi românii să-i votăm. Aș merge către... Da, sigur. Cum adică să votezi? Regele nu se votează, regele nu iese la pensie. Să votăm schimbarea Constituției. Pentru ca lucrul ăsta, monarhia, să fie posibilă, în primul rând o Constituție nouă. Da. Și ca Constituția să fie nouă, trebuie masiv oamenii să iasă la vot sau referendum și să-și dorească acest lucru. Domnul meu, este suficient ca Parlamentul să anuleze lovitura de stat de la 30 decembrie 1947. Sunt de acord, dar cum să o anuleze? Prin vot, cum a fost anulat pactul Ribbentrop-Molotov? N-a fost anulat pactul. Noi nu putem, noi decât putem să-l declarăm nul și ne-a venit. Declarația Parlamentului României nu produce efecte juridice. Internaționale. E un punct de vedere pe care noi îl susținem, e o poziție, dacă vreți, e o luare de poziție. Asta înseamnă, Parlamentul României, în afară de legi, hotărâri, moțiuni, mai emite și declarații, apel, care au în vedere anumite poziții față de anumite evenimente interne și internaționale. În special, prin comisiile pentru politică externă, ele propun, și Parlamentul României adoptă acea declarație, cum a fost aceea din 28 noiembrie 1991 privind referendumul organizat de Ucraina pentru independență, în care noi am declarat nul și ne-a venit pactul Ribbentrop-Molotov. Deci e poziție. E poziția noastră. Nu înseamnă că ceilalți sunt obligați să achiziționeze la poziția noastră și să și acționeze în consecință. Da, domnul Sultan, era vorba de o altă țară, de Ucraina, dar în România, de ce să nu fie respectat ceea ce spune Parlamentul? Păi este. Dacă Parlamentul declară nul
lovitura de stat din 30 decembrie 47, automat intră în vigoare Constituția din 23, care poate fi amendată, poate fi luată așa cum însă, este. Ca acest lucru avem, să se întâmple... Noi avem o Constituție în vigoare, cea din 1991, aprobată de popor prin referendum. Cum adică să revenim la Constituția nu, ideea din este... 1948, dacă de car... Nu, sau din 23. Nu avem cum. Ca acest lucru să se întâmple, de vedere total, nu zic că sunt greșite. Ele sunt intenții mai puțin fondate pe evenimente juridice actuale. Pentru că potrivit acestei Constituții, e un principiu al neretroactivității legii la articolul 15, legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Da. Cum putem noi să revenim? Asta însemna că Parlamentul ar putea practic orice din urmă să anuleze și atunci am reveni la situația da. Anterioare? Nu domnul Sultan, dumneavoastră știți că Constituția actuală nu este de fapt în vigoare? Ba da. Pentru că trebuia... Vă rog. Este, citiți pe domnul da. Focșeneanu. Da. Trebuia semnată de șeful statului, care a fost Iliescu, în 24 de ore după ce a fost votată. Și nu a fost semnată de Iliescu niciodată. Nu. Deci, de fapt, această Constituție în care suntem astăzi nu este din punct de vedere a legii. Dar este de fapt, dar nu asta? De jure. Cine spune asta? Cine spune? Nu a fost semnată de șeful statului. Promulgată, vă se spune. Promulgată. Deci, da. Haideți să vă spun de ce. Deci semnată, oricum. Nu. Deci, după 1990, puterea trebuia preluată. Era clar, că altfel cream un haos, cum să spun, fără margini. Și atunci s-a organizat în 20 mai 1990, potrivit decretului lege 92/90, care a fost considerat nu numai o lege electorală, dar și o mini-constituție, s-a organizat alegeri pentru alegerea președintelui României, în speță a fost ales Ion Iliescu, dar provizoriu, acel mandat este un mandat provizoriu, pentru că el a fost efectuat anterior intrării în vigoare a Constituției din 1991. De asemenea, Parlamentul nou ales, în urma alegerilor din 20 mai 1990, scrie acolo în decretul lege 92/90, se transforma în adunare constituantă și avea obligația ca în 18 luni de la Constituire să adopte noua Constituție a României. Dacă nu o adopta, acela se autodizolva. Nu scrie nicăieri, pentru că anterior, practic, aprobării Constituției prin referendumul din 8 decembrie, erau aplicabile acele dispoziții din Constituție. Și atunci, adunarea constituantă a adoptat noua Constituție a României, a fost aprobată în adunarea constituantă din 21 noiembrie 91, exact ce eu am spus, și în data de 8 decembrie a fost organizat referendumul pentru intrarea în vigoare. Dacă vă uitați, în finalul Constituției din 91 spune prezenta Constituție intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum, adică 8 decembrie 91, nu spune intră în vigoare la data promulgării de către președintele României. Și cu asta am spus tot. Da. Domnul Sultan, când a fost anulată Constituția comunistă, ce Constituție trebuia să intre automat în vigoare? Nu, au fost suspendate prin comunicatul. Că aici au fost multe discuții, știu despre unde vreți să ajungeți. Deci ne întoarcem cu 34 de ani în urmă, dar totuși explic. Când Constituția comunistă a fost anulată, automat ar fi trebuit să intre Constituția din 23. Deci, de când a fost anulată Constituția comunistă, până la vot, la referendum, România a fost fără Constituție. Nu, am spus puțin mai devreme, deci au fost suspendate prevederile Constituției din 21 august 1960, deci au fost suspendate, iar până la formarea structurilor de putere în baza noii Constituții,
Repet, a fost adoptat decretul lege numărul 92 din 1990, care a constituit nu numai o lege electorală, dar și o mini-constituție, în baza căreia s-au organizat instituțiile statului, iar ca lege electorală s-au organizat alegerile prezidențiale și parlamentare provizorii instituțiile, la data intrării în vigoare a noii Constituții, 8 decembrie, să nu uităm că 91-92 s-a organizat noi alegeri. Da, da, domnul Sultan, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin mini-constituție? Care a spus provizoriu. Că... Adică, practic, este cea care reglementa instituțiile statului până la adoptarea noii Constituții a României prin referendum de către popor. Sunt niște diferențe de nuanță. Eu știu că se încearcă, nu știu, a se ajunge către și știu de ce dânsul merge către acea formă, pentru că acolo era vorba despre monarhie, însă, mă repet, mulți mai, o să mă întrebați și acum, domnule, de ce nu s-a organizat referendum prin care românii să-și aleagă forma de guvernământ? Păi, s-a organizat în 8 decembrie. De moment ce scrie forma de guvernământ a statului este Republica, înseamnă că românii au fost de acord cu noua formă de guvernământ, Republica. Deci e greu de mers înapoi pe linia asta să încercăm să eliminăm anumite aspecte. Mai sunt anumite aspecte legate de, dacă vreți, despre proprietatea care, potrivit Constituției din 21 august 65, spune acolo aparține poporului român. Era o formă metaforică care acum, după 1990, s-au schimbat datele. Probleme, știu că e o lege pe care unii o invocă din 1990, dar să nu uităm că e anterioară adoptării Constituției din 91. Iar Constituția din 91, nu putem spune, mulți spun a fost după, eu știu, cum a vrut Ion Iliescu. Eu, din ce am citit, nu este așa. Era o perioadă în care nu știam încotro mergem, au fost cooptați în adoptarea proiectului de Constituție, cei mai mari constituționaliști pe care avea România atunci, printre care poate și domnul Focșeneanu, iar un punct de vedere personal al unuia dintre ei nu înseamnă punctul de vedere al celorlalți. Pentru că am avut profesori eminenți, au fost studiate 50 de Constituții din state democratice, s-a ales acea formă, zic eu, destul de bună, însă, din păcate, oamenii care au urmat după, în special în Parlament și instituțiile statului, de acum, nu neapărat perioada imediată, au dat dovadă că nu cunosc nici măcar anumite aspecte ce țin de instituții ale statului și nu reprezintă interesele românilor, ci interese de grup sau personale. Aici, chiar și azi, fără să încerc să-i aduc, eu știu, vreo laudă, chiar și Popescu Piedone a spus, haide să trecem de la etapa promisiunilor politice după 34 de ani de minciună și aia, la alte modalități de exercitare a mandatului politic, nu ca până acum. Într-adevăr, poate să fie și o formă, zic eu, de a câștiga popularitate, dar e greu de unul singur să poți să mai schimb ceva în condițiile în care și legislația electorală și instituțiile statului sunt organizate după cum au avut cele două partide PSD-PNL. Dar nu e imposibil. Dar ce vreți dumneavoastră, un practic recurs la istorie, la ce s-a întâmplat, e greu de presupus azi. Că mai poate reveni cineva, nu la forma de guvernământ. Asta se poate. Deci, teoretic, o altă formă de guvernământ este posibilă. Dar la alte aspecte de ordin istoric, nu. E greu. Vă rog. Și să fim realiști dacă aș vrea să nu, vă e opinia mea, deci dacă puteți să aveți alte opinii. Nu. Dacă domnul Todoran are altă opinie, cu drag eu împărtășim. Vreau doar să fac o remarcă. Dacă la data constituirii noii Constituții ar fi fost mai mulți oameni cu vederi monarhice care să aibă o influență, să poată schimba,
Cred că lucrurile ar fi stat altfel. Însă, să nu uităm că la data constituirea noi Constituție au fost mai majoritate oameni care au fost venit din sistemul socialist, comunist și care ei au făcut cum și-au dorit ei Constituția semi-prezidențială, prezidențială, mă rog. Dar ca să revenim din trecut, între zilele noastre, aș vrea să sesizez câteva probleme foarte importante pe care domnul le-a menționat aici. Efectele acestui pact Ribbentrop-Molotov. Aici... Și chiar rog, și da. Domnul Paul Puiu Todoran are sigur cunoștințe despre acest aspect, fiindcă aici, da, într-adevăr, o reparație nu numai istorică, ci vorbim de integritatea teritorială a României, care alt atunci sunt teritorii care au fost smulse din trupul teritoriului României, corect. Revenim la acest subiect foarte important, vă rog, și apoi domnul Da, Bos. Doar ca să-mi continui, da, să-mi termin ideea, aș vrea să spun că și aici, ca și atunci, tot datorită incapacității clasei noastre politice să promoveze interesele noastre ca și români pe formule internaționale, tot datorită acestei incapacități noi suntem unde suntem. Și când spun numai din punct de vedere, nu mă refer numai din punct de vedere al diplomației externe, faptul că n-am avut niște oameni care să pună problema în favoarea noastră a României așa cum ar fi fost nevoie, însă vedem această impotență a politicienii noștri și la tot ce înseamnă economie, tot ce înseamnă funcționabilitatea statului de drept, vedem faptul că marea majoritate a politicienilor noștri împrumută și adoptă aceste idei neoliberale de la Bruxelles, de la Washington, de mai știu din alte țări, în detrimentul românilor. Faptul că noi nu ne regăsim în mai nimic, în mai niciuna din legile pe care le promulgă ei pe bandă rulantă zilnic, lunar, săptămânal. Toate aceste lucruri face să cred că impotența clasei politice nu face altceva decât să meargă undeva la autodistrugerea tot ce înseamnă interese românești. Nu știu și nu înțeleg și nu văd de ce oameni ca dânsii care au ceva de spus, nu văd de ce până acum n-au ieșit mai agresiv să-și expună puncte de vedere, să încearcă să-i dui ideea monarhiei, să o promoveze mai mult, pentru că de 30 ceva e foarte firav și asta îmi pare rău că era o alternativă la ce se întâmplă acum. Două secunde, domnul Todoran, până să-i dăm cuvântul domnului Hosu ca să citească acea petiție, da? Legată de pactul Ribbentrop Molotov, v-a întrebat domnul Cotinghiu ceva. Unde ați fost până acum de n-a susținut monarhia? Am susținut monarhia de când mă știu. Am înființat în Statele Unite American Council for the Support of Romanian Monarchy în 90. A funcționat până în 2002. După aceea am crezut că lucrurile merg bine, s-a întors familia regală în România și am zis că se îndreaptă lucrurile. Din 2002 până în 2010 nu am mai activat și după aceea în 2019 am hotărât ca să înființăm acest partid cu încă trei colegi în vârstă, ai mei, de vârsta mea, și încercăm, facem tot posibilul. Dar este greu, multe lume zicea, domnule, poporul nu vrea. Da. Cum să vrea că ei nu știu ce înseamnă monarhia? Ei habar nu au... O simplă chestiune, 10 mai, am fost la universitate acum câțiva ani, nu anul ăsta, acum câțiva ani și am întrebat pe studenți, sunteți de acord ca 10 mai să fie sărbătoare nelucrătoare? La care m-au întrebat ce a fost la 10 mai. Te duci pe stradă, domnule, vrei să sărbătorim 10 mai? Ziua regelui. Zic, sigur, care rege s-a născut la 10 mai? Nu s-a născut niciun rege la 10 mai. Da. Așa 10 mai pentru istoria României este foarte importantă. Are trei mari semnificații în diferiți ani. De ce s-a introdus poezia lui Alexandrii 10 mai intitulată? Habar n-au copiii de ea.
Da, și atunci se continuă prin care din 47. Românii, e nevoie de schimbarea formei de guvernământ. Dacă vedeți că e atât de greu să înțeleagă românii chestia asta. Din 47 până acum și după 34 de ani de revoluție s-a continuat aceeași poziție față de monarhia constituțională ca și în comunism. A fost aceeași poziție. Regele nostru, Dumnezeu să-l ierte, erou național, a fost alergat pe șosele cu mitraliera și dat afară. Erou național, pentru că datorită lui și schimbării lui din 23 august 44 am recăpătat Ardealul. Am avut dreptul să spunem, vrem Ardealul înapoi. Da, foarte corect. Domnul Hosu, haideți să revenim la subiectul legat de pactul Ribbentrop-Molotov, dați citirea acelui apel și apoi să vedem cum putem elimina efectele pactului Ribbentrop-Molotov și mai ales prin cine. Vă rog. Da, înainte de a da citirea acestui apel pe care eu l-am inițiat, aș dori să spun telespectatorilor că pe data de 23 martie, aici în România, s-a semnat un pact pentru renașterea României. O să dau citire acestui pact. Da. Și după aceea dumneavoastră puteți să comentați despre cele ce s-a hotărât în acest pact, nu ce s-a hotărât, dar mai degrabă putem discuta după citirea acestui pact, da, să vedem. Și aici, exact, evident, și domnul Paul Puiu Todoran și domnul Cotin Ghiu, dacă au obiecții sau întrebări, pot să o fac. Sigur. De asemenea, telespectatorii prin telefonul afișat pe ecranul televizorului pot interveni cu întrebări. Vă rog. Da, mulțumesc. Deci noi, reprezentanți ai poporului român, hotărâți să ne unim eforturile în scopul edificării unei noi Românii bazate pe respectarea normelor moral-spirituale, pe revitalizarea tradițiilor și promovarea reperelor culturale, generatori de valori în slujba națiunii și umanității. Propunem pactul pentru renașterea României ca soluție necesară pentru un salt calitativ nou în conștiință, capabilă să depășească criza actuală cu care ne confruntăm. Pactul pentru renașterea României își propune să acționeze pentru consolidarea tuturor forțelor societății civile și politice care împărtășesc și susțin realizarea idealului de unitate națională și reîntregire teritorială. Acesta este primul punct pe care îl susținem. Respectarea normelor moral-spirituale, revitalizarea tradițiilor și promovarea reperelor culturale, angajamentul pentru renașterea României într-o Românie integră prin implementarea unor schimbări majore în întreaga societate. Entitățile semnatare a prezentului pact se susțin reciproc și conlucrează împreună în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit Pactul Renașterea României. La lansare, Pactul pentru Renașterea României este semnat de către reprezentanți ai societăților civile, ai partidelor politice, de personalități notorii, de cetățeni români, de toți cei care se angajează prin gând, cuvânt și fapte într-o edificarea unei noi Românii. Stimați compatrioți, vă invităm alături de noi. Susțineți Pactul pentru Renașterea României, semnați pentru o Românie nouă, pentru o Românie integră. Puteți să semnați la site-ul pactulromania.ro. Vă mulțumim! Da, deci, întrebarea mea este, nefiind un partid politic, este un pact care probabil intenționează să atragă cât mai mulți români în a veni cu puncte de vedere care pot schimba anumite
eu știu, aspecte ce țin de integritatea teritorială, de modul politic al instituțiilor. Întrebarea mea este, nefiind partid politic, cum puteți să transpuneți în practică, necandidând la alegerile din 2024, cum puteți dumneavoastră transpune în practică ceea ce în acest pact ați conceput? Fiindcă nu întâmplător v-am lăsat să-l citiți până la capăt, nefiind un partid care este implicat în campanie, deci faptul că oamenii semnează, nu semnează pentru un partid, semnează pentru niște idei. Întrebarea mea, aceste idei, cum le transpuneți în practică dacă nu sunteți partid politic? Bun, deci se semnează toți care vor semna... Poți să semneze pentru... 2 milioane. Ce se întâmplă cu acest deci, pact? Toate aceste persoane, toate aceste partide politice semnează că ei susțin aceste principii. Ok, și bun. Le susțin. De acord și e foarte bine. Da. Bun. Pasul următor, dacă aceste partide politice, dacă societatea civilă, acești cetățeni, într-adevăr, susțin aceste principii, da? Atunci ei se obligă, într-un fel sau altul, să se susțină unul pe altul. Deci, dacă vin alegerile, fiecare partid să fie susținut de ceilalți care au semnat. Perfect. Deci, susținerea lor, totuși, nu poate duce la schimbare dacă nu ajungi în Parlament, dacă nu candidați pe o listă și ajungi să ai majoritatea parlamentară, fie un singur partid, ceea ce e imposibil, clar, fie ca urmare a unei coaliții. Ideile, într-adevăr, sunt bune. Le regăsim și la partide politice, trebuie să recunosc. Dar problema este că dacă nu vă constituiți într-un partid politic, și aici mă refer la perioada de după alegeri locale și europarlamentare, atunci nu prea aveți ce să faceți cu ele, decât dacă anumite partide politice, dacă aud ideile de acolo, le preiau și eventual să le transpun în practică dacă ajung la putere. Ele sunt foarte bune ca intenții de a aduce românii în consonanță cu aceste idei, principii, dar dacă domnul Tudoran, de exemplu, Partidul Dânsului sau alte partide care sunt probabil în alianță sau vor fi în alianță cu Partidul Tode, nu le preiau sau dacă le preiau, trebuie să le transpună în practică. Asta e ideea. Ele sunt bune. De aceea v-am întrebat. Deci, da. Ca să repet, da. Toți care semnează acest pact, semnează pentru, se adună în grupul acesta de oameni, da. Nu numai partide politice, personalități care susțin aceste idei. Da, susțin. E ca și pentru cum să fie o idee. Susțin, da, o idee și semnează pentru ea. Bun. Corect. Ce faci mai departe? Asta ce ideea. Faci mai departe? Da. Se va forma, după aceea se va forma o comisie între aceste partide. Am înțeles. Și atunci ei vor decide. Dacă se formează comisia asta după alegeri, degeaba se formează. Nu. Trebuie formată între alegeri locale și parlamentare, că altfel rămân niște idei foarte bune, dar poate preluate sau nepreluate de alte partide și atât. Asta, deci, e o chestie foarte bună ce ați făcut, dar repet, ca iz electoral nu folosește decât dacă vă constituiți într-un partid în deci perioada următoare. S-au discutat, da. dacă doriți, putem să atingem și alte aspecte. De sigur. S-a discutat cum se va ajunge, cum se va putea ajunge la cârma țării, ca să zicem. Așa, cum? Deci, asta e important și aici deja domnul Cotighiu... Există un număr de partide politice care au semnat deja. Da. Și această listă este încă deschisă. Deci, se va ajunge la niște negocieri, care partid este mai vizibil, care este mai puternic dintre toate și ceilalți vor participa la alegeri. Foarte bine, sub opinia listele, mea, nu e cam târziu momentul în care ați ales de 23 martie ca să constituiți, acest pact pentru renașterea României? Nu trebuia cumva anul trecut ca să vă pregătiți cumva și pentru alegeri? Bine, poate gândeați atunci că alegerile să aibă loc în luna septembrie, asta locale vă lua pe nepregătite comasarea. Însă ideea, într-adevăr, e bună. A se înțelege că nu vorbim de
o alianță politică, de un partid politic, ci sunt idei ale unor oameni de bună credință, cum e domnul Hoțu, care nu face parte din niciun partid politic, mai sunt și alte personalități, sunt și partide care au, sunt semnatare ale acestui act de renaștere națională, dar până la vă constitui într-o alianță electorală politică, mai este, fiindcă nu sunteți partid. Bun, deci e foarte nu clar. Va fi, deci da. Nu va fi o alianță electorală. Am înțeles. Știu foarte bine ce se întâmplă dacă odată ce ai înregistrat o alianță, atunci crește pragul electoral. Evident. Deci, evident. Deci se vor ține negocieri evident. Între partide. Acum este prea târziu. Da, și știu. Ar fi fost, adică știu. Pentru alegerile care urmează. Da, și... oricum astea locale și europarlamentare nu sunt cele care pot genera transpunerea în practică acestor principii. Exact. Cei care pot genera sunt instituțiile alea două importante care rezultă numai alegerilor din 15-29, președintele, mai puțin, dar Parlamentul. În mod evident. Ca o primă constatare, dar prima chestie până să ajungem la pactul Ribbentrop-Molotov. Domnul Todoran, dacă aveți ceva comentarii față de ceea ce au încercat să facă și au și reușit semnatare al acestui pact pentru renaștere națională 23 martie 2024. Și apoi domnul Cotinghiu, evident. Aveți ceva de completat, de adăugat? V-ați alia, dacă ar fi vreodată, cu acest pact? Regăsiți principii ale partidului tot de acolo? Principii morale, da. Partidul tot de nu are ca subiect politica externă. Deci, eu doar pot să spun o părere personală. Da. Deci, din ce am citit, din ce am analizat, deci nu are nicio legătură cu partidul Tode. Este absolut o părere personală. Ok. Schimbările în societate, în interiorul unei țări, se fac prin politică. Schimbările internaționale se fac tot prin politică, dar între guverne. După câte știu eu, nu a existat niciun ONG care a promovat sau a ales o lege sau a impus o lege. Toate astea sunt 50 de ONG-uri ale lui Soros în România care influențează. Foarte mult, masiv influențează alegerile și legile din România. Da, sigur, are influență asupra națiunii, asupra poporului, dar nu asupra politicienilor. Pentru că în ultimă instanță poporul iese afară, fac demonstrații și politicienii fac ce vor. Ei fac, dar nu prea fac. Gândiți-vă la Hillary Clinton, de exemplu, vai cu George Soros, care a stat în America și spuneți că George Soros influența asupra lui Hillary Clinton. Ia gândiți-vă când el însuși a spus, eu mă cred un fel de Dumnezeu, așa a spus George Soros, și de 60 de ani această politică neoliberală, progresistă, în Europa a schimbat și schimbă destine la oameni. Dar cine a făcut schimbarea? Politicienii au făcut-o, nu masele. Dar să fim realiști acum, marea majoritate a politicienilor, chiar și în America, sunt conduși de grupuri de interes din spatele dânșilor. Dar toate nu aceste... despre asta. Păi nu, dar spuneți niște lucruri care nu sunt reale. Cum că aceste ONG-uri, de fapt, n-au influență. Au influență foarte mare, chiar în societatea românească. Ce influență a avut asupra conducerii României, de exemplu, demonstrațiile și piața universității? I-au lăsat până când au zis destul, intrați cu bastoanele peste ei. Da, dumneavoastră vă referiți la o idee a dumneavoastră care, într-adevăr, nu uitați contextul. Contextul după Revoluție, cine era la cârmele acestei țări? Erau, marea majoritate, erau niște activiști, niște comuniști din rândul 2. Tot comuniști erau la putere. Și n-aveau niciun interes ei să schimbe spre monarhie sau spre altă formă de guvernare. Deci n-au avut interesul. Iar acum există acest interes. Interes pentru păi, ce? Faptul că la nivel ONG-uri, foarte multe din România, din Ucraina, din Germania, sunt sponsorizate din alte țări. Aceste ONG-uri și foarte multe din România sunt sponsorizate de alte țări.
de grupuri de interes din alte țări, iar ele, prin presiunea pe care o pun pe parlamentar, alături de aceste fonduri monetare internaționale, Banca Mondială, care... Haideți să vă dau un exemplu, că am vorbit într-o emisiune mai de mult. Deci, în momentul în care de la centru primesc ordini, aceste 50-60 de ONG-uri care nu activează în interesul României, primesc anumite ordini, în sensul că vor să promulge o anumită lege, de exemplu, legea identității de gen, legea schimbării cașului de pe piață, numerarului. Ei toate acționează într-o direcție, prin televiziune, mass media, prin influenceri și, în același timp, Fondul Monetar Internațional, când vine în România și spune vă dăm altă transă de bani, vă dăm tranșa, dar trebuie să luați în calcul aceste ONG-uri care spun că nu sunt respectate drepturile cutarei minorități. Deci într-o conlucrare. Vă contraziceți. Deci dacă aceste ONG-uri din țară sunt manipulate de alții, da, din străinătate, țările au interese, nu au prieteni. Ce deci lume acest... trăiți dumneavoastră, domnul? Mă scuzați că vă întreb. Dumneavoastră ați auzit de război economic? Știți ce înseamnă o țară să aibă un război economic pe care politicienii noștri nu înțeleg? Tot ce înseamnă economie e un război. Credeți-mă, fiecare țară își vede interesul lor. Bine, și da, sunt elite, dați-mi voie. E cunoscut în Africa, de exemplu, în care se fac, vin și fac lobby anumite firme globaliste de zeci de ani de zile fac lobby pentru interesele lor. Același lucru se întâmplă în România. De ce credeți că toată această politică pe care o vedeți dumneavoastră, liberală, globalismul ăsta, așa, ca să-l numesc, de ce credeți că a luat amploare în România? Și cum? Noi românii ne-am dorit globalism? Noi românii ne-am dorit să ne vindem firmele noastre către alții și resursele noastre să le concesionăm pe sute de ani? Pentru ce? Ne-am dorit noi lucrul ăsta? Vă întreb. V-ați dorit dumneavoastră acum eliminarea cașului de pe piață? Vă doriți dumneavoastră acum legile astea, taxa pe soare, taxa pe bolnav, pe boală? Lucrurile astea nu vin de la noi. Legile astea pe care politicienii noștri le dau, nu vin de la noi. De la cine vin, vă întreb? De la cine vin? Conducerea României vin. Ok, dincolo, haideți să ne uităm dincolo de conducerea României. Domnul Rosu nu e de acord cu ce spune. Domnul Rosu, care e punctul noastră de vedere? Bun, imediat domnul Cotinghiu. Domnul Rosu. Nu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Vine de la conducerea României care este manipulată. Să vă spun, adică sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Să vă dau numai câteva exemple. Roșia Montana, firmă canadiană care a venit aici și acolo sunt niște păpușari, care a venit aici și a încercat să pure aurul României. O firmă asociată cu ei s-au dus în Panama, vă spun din cunoștință de cauză, să le fure cupru și aurul. La diferența dintre români și panamezi, panamezii au ieșit în stradă și au închis țara pentru o lună de zile cu demonstrații. Și cum au făcut-o? Cu șpăgi date către guvernanți. Deci i-au cumpărat. Deci dacă spunem că guvernanții au făcut și au dres, după părerea mea, ar trebui să vedem cine au semnat aceste acorduri, cine au făcut-o și după aceea urmărești, cum se spune în engleză, the money follow trace. The money. Follow the money. Și atunci ei pe toți aceștia, măi, cât a fost salariul tău, să zicem, de guvernar, de parlamentar, cât a fost? Păi a fost atât. Păi atunci cum justifici tu? Diferența. Cum justifici tu vilele pe care le ai? Cum justifici tu afacerile de milioane? Deci eu nu sunt de acord că guvernanții au făcut tot din afară, dar trădarea a venit dinăuntru. Deci, mulți dintre noi spunem că, vai de mine, străinii fac și dreg. Dar nu e așa. Dacă noi le permitem. Noi le permitem. Da. Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădător. Da. Vă spun, eu văd lucrurile în felul acesta. Adică dacă nu se stârpește din rădăcină această trădare și cu ajutorul lui Dumnezeu o să ajungă la cârma țării un partid care
știu, are verticalitate și poate să îi ia la întrebări, să vadă de ce s-a întâmplat treaba asta. Să vă mai spun un lucru. Cu toate că în 1990 s-a format acel FSN, la început, totuși în Parlamentul României, erau mulți oameni care erau bine pregătiți. Și de atunci încoace, ia uitați-vă, e ca o pâlnie din ce în ce mai puțin. Semi-analfabeți, da, care nu sunt în stare să scrie, care habar n-au despre, nimic despre istoria României, care habar n-au cum se poate conduce, să nu uităm, nu o țară, dar nici măcar un restaurant, ca să zic așa. Și și-au amante, chelnerițe pe care le fac directoare, sau de, director, da, directoare de minister. Da. Deci asta e problema. Deci, da, deci sunteți de acord că conducerea politică poartă o mare parte din vină, evident, da sau nu? Eu sunt de acord cu asta, dar... De aici și lipsa de încredere în clasa politică, exact, și lipsa de prezență la vot, adică absenteism. Da, ne încredem în politicieni. Da, aș vrea să completez, că n-am apucat să-i dau răspunsul pe aia vis-a-vis de proiectul dânsului. Da. Mi se pare un proiect bun, niște lucruri foarte bune, coerente, însă, la momentul de față, pare o utopie pentru mine. După cum știți, eu sunt un tip mai pragmatic și mai practic în același timp. Încerc să văd acest proiect implementarea. Foarte greu de implementat, foarte greu, având în vedere că marea majoritatea partidelor din România sunt foarte subiective, să zic așa, sunt foarte egoi, marea majoritatea trebuie să lideri. Credem în schimbare, okay, asta credeți domnul Vosu. Ideea este și următoarea, dacă politicienii noștri, viitorii noștri politicieni, această mișcare pot să o asemăn cu Green Tea Party, care a fost în America. A fost o mișcare, se numea Tea Party, cred că sunteți familiar cu mișcarea, și a devenit o mișcare politică la un moment dat. Însă, ca acest lucru să se întâmple, și au nevoie de niște oameni competenți, de niște profesionaliști, de niște oameni tineri, energici, care nu numai că cred în aceste lucruri, știu cum să le transforme în fapte. Știu cum să... Da. La noi e o luptă politică. Trebuie să... E evident. Auzim în fiecare zi la televizor, numai asta auzim. Lupte între PSD, PNL, PNCCD, mă rog. Ce aș vrea eu să aud, aș vrea să văd din partea acestor viitori guvernanți niște lucruri coerente. Aș vrea să văd niște programe de relansare a economiei, reforma justiției, reforma a educației. Lucrurile astea m-ar interesa pe mine mai mult să le aud de la viitorii politicieni sau viitorii guvernanți. Băi, nu mă interesează luptele lor politice, eu ca și simplu cetățean, ca și dumneavoastră, care nu suntem implicați politic și ne dorim ca România să fie mai bine. Însă, dânsii trebuie să înțeleagă și promotorii acestui proiect că lucrurile s-au schimbat. Și ar putea să ia exemplu de la Donald Trump. Donald Trump, vedeți, prin influența pe care o are, a obținut-o și datorită internetului, datorită noilor mijloace mass media pe care le-a monopolizat unele din ele. Atâta vreme când nu ai o expunere din punct de vedere mass media, ca tu să poți să influențezi, și e valabil și pentru domnul cu monarhia, atâta vreme cât ei nu-și promovează proiectele în mass media, cine dă vină că tine, român, nu știu de monarhie 10 mai? Cine dă vină? Pentru că de 32 de ani, o secundă. Da. De 32 de ani mi se dă la televizor cu totul altceva decât lucrurile importante. Educația n-a fost o prioritate pentru guvernanții noștri. De 33-34 de ani, românii la televizor, copiii noștri văd tot felul de diversiuni. Să-i dăm cuvântul și domnului Tode. Sigur. Da, ați întrebat cine devine Ministerul Învățământului. Lor nu le pasă, ei nu sunt cu dumneavoastră. Când o să înțelegeți că ei nu reprezintă pe dumneavoastră? România are nevoie de alți conducători. România are nevoie de o revoluție morală. E clar. Pentru că până acum s-a mințit, s-a furat, am trăit într-o mocirlă de minciuni. Din 47 până și acum. Suntem de acord cu dumneavoastră. Cum faceți să schimbați? Dați-ne soluții. Pe cale politică. Okay, nu și mai cum pe cale politică. Da. Haideți să ascultăm și părerea domnului Postul și despre pactul Ribbentrop-Molotov. Dați-mi numai 2 minute Sigur.
să răspund la ceea ce a spus dumneavoastră. Eu fac parte și din Consiliul Consultativ a acestui pact. Am înțeles. Deci, prin urmare, am propus câteva măsuri pe care, mă rog, le-am discutat cu altă ocazie, domnul Sultan, adică și-aș dori să le spun și telespectatorilor. Unul dintre acestea este aplicarea unui referendum decizional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cei aleși pot fi revocați din funcția pe care o au prin referendum decizional, care poate să fie la nivel de comună, la nivel de județ, la nivel de președinție sau europarlamentar. Să fie revocați în timpul mandatului dacă au mințit, dacă nu s-au ținut de cuvânt sau dacă sunt acuzați sau dovediți. Corect. Aici am următoarea completare. Da. Da. La nivel local există această posibilitate potrivit legii 3/2000. La nivel de președinte există posibilitatea de a putea fi suspendat din funcție și ulterior demis sau acuzat de înaltă trădare. Exact. Și atunci când înalta curte de casație stabilește, atunci de la data rămânării definitive președintele este demis. La nivel de parlamentar însă, am mai spus, o situație se schimbă fiindcă trebuie modificată Constituția, nu intru în detalii. Da. Așa. Implementarea votului electronic. De acord. În așa fel în care fiecare român, oriunde ar fi pe această planetă, să poată să voteze și în felul acesta morții nu vor mai vota, nu mai poate să-i ducă cu autocarul dintr-un centru în altul pentru a vota și așa. Aici o paranteză, încă nu s-a ajuns, gândiți că gradul la analfabetism în România este foarte mare. Și în zone rurale încă se practică aceste lucruri. Să fiți foarte conștienți. Nu o să-i vedeți pe bătân că vin ei să voteze electronic de la țară sau pe anumite minorități că vor vota. Ele tot se vor bucura la ce le vor oferi, mai ales formele locale, primarii, că le mai dă ceva, îi mai încurajează cu anumite ajutoare. La noi așa funcționează. Asta e toate știe, bune știe, și frumoase. Eu cunosc aceste lucruri. Și știe, le cunosc și destul de bine. Și să știți că au fost deja prezentată Parlamentului o soluție. Nu o să intru în detaliu pentru că ar fi, mă rog, încă o oră să mai discutăm despre acest... Cu altă ocazie. Cu altă vă așteptăm ocazie. A fost domnul profesor Ion Corbu care a prezentat-o, a trecut de Senat, dacă am înțeles bine, dar după aceea n-au acceptat-o și va încerca să o... N-a fost destul de convingător. N-a fost. Da. Un alt punct este implementarea unui sistem de blockchain pentru toate achizițiile guvernamentale. În așa fel încât nu se mai poate fura nici 5 bani, să zic. De ce? Pentru că într-un sistem de blockchain... Mai trebuie să și vrea. Cea mai importantă, ca ei să-și dorească să pună legile astea, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Că ei nu-și doresc, politicienii noștri nu-și doresc pe altcineva lângă ei, ei nu iau sugestiile nimănui, inițiativele lor sunt foarte bune, noi trebuie să înțelegem că luptă aici, noi trebuie să luptăm cu ei, dumneavoastră de fapt, trebuie să luptați cu ei cu aceleași arme. Dumneavoastră aveți niște lucruri foarte bune, utopice, lucrurile astea nu se vor pune în practică, pentru că grupurile de interes pe care conduc România niciodată nu vor accepta aceste propuneri. Grupurile de interes care încă mai conduc România. Da, corect. Trecem la pactul Ribbentrop Molotov. Da. Dacă se poate. Sunt discuții, putem discuta, are dreptate Marian Cotinghiu, ideile sunt bune, dar atât cât politicul e format din, dacă nu aveți puterea, e greu să le transpuneți în practică. Așa este. A spus dumneavoastră foarte bine, trebuie un partid, o coaliție de partide din oameni responsabili, verticali, care să-și dorească atunci când ajung la putere să schimbe într-adevăr ce s-a realizat în mod negativ între și mai ani. Important să ajungă la putere, asta să înțeleagă cum să ajungă și să aibă metodele principale. Ca apoi să ascultăm și opinia domnului Todoran, eu îi spun Tode că este fondator partidului, știe că îi zic în glumă, că e mai simplu să zici domnul Tode decât domnul Todoran. Da, domnul Puiu. Vă rog, domnul Cos.
Bun. O să dau citire acestui apel pe care trebuie să vă spun. Și aici sigur aștept opinia domnului Todoran. Da. Vis-a-vis deci, de pactul Ribbentrop-Molotov și domnul Cotinghiu, evident. Deci acest apel eu l-am inițiat, după ce am colaborat cu alte persoane pentru a-l avea într-un limbaj, să spun, mai diplomatic, să nu fie un limbaj dur. Și o să dau citire acestui apel. Deci n-o să vă spun exact, adică toate... Conținutul ne interesează, toate nu entitățile semnatare, ci mai ales conținutul, că știu că nu e lung. Da. Deci ne adresăm dumneavoastră în numele unei coaliții largi compuse din partide politice, organizații neguvernamentale, asociații civice, sindicate și cetățenii individuali pentru a sublinia necesitatea eliminării consecințelor nefaste ale pactului Ribbentrop-Molotov, semnat pe 23 august 1939 și ale anexărilor teritoriale ce au urmat. Menționăm că pactul Ribbentrop-Molotov a fost declarat ilegal prin acte ale Congresului Statelor Unite, Germaniei, Federației Rusiei, României, Estoniei, Lituaniei, Latviei și Parlamentului European. În particular, amintim rezoluția Congresului American, rezoluția 148 a Senatului Statelor Unite, adoptată pe 9 noiembrie 1989, Parlamentului European din 23 septembrie 2008, declarația Bundestagului German din 29 septembrie 1989, legea adoptată de Parlamentul României la 28 noiembrie 2019 și poziția oficială a Federației Ruse exprimată la 24 decembrie 1989, când Sovietul Suprem al URSS a recunoscut pactul ca fiind ilegal. În baza pozițiilor menționate, apelăm la dumneavoastră pentru a lua în considerație suferința și pierderile istorice ale României ca urmare a acestui pact și anexărilor de teritorii care au inclus județele Cahul, Ismail și Bolgrad, precum și regiunea Cadrilater. Aceste teritorii, odată parte integrală a României, au fost rupte de patria mamă fără consimțământul locuitorilor și în contradicție cu principiile dreptului internațional. În numele justiției istorice, solicităm deschiderea unui dialog internațional pentru a explora căile legale pașnice pentru a recupera aceste teritorii și a fi returnate statului român în conformitate cu dreptul internațional. Este imperativ să recunoaștem că frontierele stabilite prin forță și acorduri nelegitime nu pot și nu trebuie să rămână imutabile atunci când există mijloace democratice de a aduce corecții. Aceasta nu numai că ar alinia relațiile geopolitice cu normele și valorile democratice, dar ar și vindeca rănile trecutului pentru a permite o cooperare regională mai strânsă și mai pașnică în viitor. Vă rugăm să vă uniți în spiritul solidarității internaționale pentru a susține acest apel și a contribui la o Europa care își respectă și onorează istoria popoarelor. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni de mare importanță istorică în așteptarea unui răspuns favorabil și angajat din partea dumneavoastră. Deci acest pact, acest apel a fost deja trimis către Parlamentul României, urmând să fie trimis către toate ambasadele Europei și în afară de aceasta și către China, Japonia, India, către Federația Rusă pentru a avea susținere când va fi trimis de asemenea către Națiunile Unite. Deci acesta este un apel pe care sperăm că partidele politice care vor ajunge la cârma țării o să onoreze acest apel și o să ceară comunității internaționale susținerea României, deci să nu trateze țara acum în ceasul al 12-lea, mai ales că
în 2027. Da, sunt încă 10 ani de când s-a încheiat tratatul de la... Da, 2026 noi trebuie să exprimăm această poziție. Da. Domnul Cotingiu. Și apoi foarte bună, este foarte bună inițiativa, însă părerea mea este că trebuie adresată politicienilor români. Ei sunt cei care trebuie să facă aceste demersuri pe plan internațional. Mai ales... E foarte bine lucrul ăsta, însă că această propunere, cerere, inițiativă, asta e un lucru normal, firesc, care ar fi trebuit să fie implementat imediat după al doilea război mondial. Însă lucrurile astea nu s-au întâmplat. Acest pact Ribbentrop-Molotov este încă de actualitate pentru noi românii, cred că suntem singura țară care suntem încă afectate de acest plan. Și cred că, încă o dată, incapacitatea politicienilor români și a guvernului României să dezbată aceste probleme la formule internaționale, să ridice această problemă la comunitatea europeană, la toate mecanismele astea internaționale, din cauza lor suntem noi în situația asta. Nu din cauza Rusiei, Chinei, Germaniei, degeaba. Ei sunt de acord, să zicem, cu rectificarea acestui guvern, dacă noi nu luăm inițiativa ca și politicieni, ca și guvern al României și, cum să vă spun eu, avem nevoie niște europarlamentari care să se ducă, să se lupte pentru noi, să ridice problema, să vină cu argumente și mai ales, în ultimă instanță, poporul român să iasă, să înțeleagă, să apară pe mass media toate aceste probleme, ca popor român să înțeleagă, să se ridice, să facă presiune asupra guvernanților noștri ca ei să, în sfârșit, să rezolve aceste probleme. Sau cel puțin să ridice problema. Că da. Noi aici suntem. Suntem la stadiul de ridicare a problemei. Domnul președinte, tot de Paul Puiu Todorac. Problema asta se va rezolva pe plan internațional. Nu poate fi rezolvată de un ONG sau un partid politic, de guvern. Noi ne-ar trebui un Titulescu sau Regina Maria care să gândească pentru națiune și pentru interesul național al românilor. Sunt câteva elemente care sunt favorabile României. Deci, pactul Ribbentrop-Molotov n-a fost niciodată recunoscut de America, Anglia, Franța, Germania. Acum a fost declarat nul și neavenit de URSS, de Parlamentul României și astea sunt bune ca argumente pentru noi, pentru români. Două secunde ca să ne spună și soluția. Adică totuși, cum ar putea fi eliminate și de către cine mai ales aceste efecte ale pactului Ribbentrop-Molotov, mă refer în special la anexarea de teritorii. Domnul Tode. Aici trebuie să recunoaștem că intervin marile puteri. Da. În principiu este vorba de Statele Unite și, încă o dată, ceea ce spun este o opinie strict personală, n-are nimica cu partidul Tode și din ce am citit, din ce am mai văzut. Deci, trebuie luat în considerare și poziția Americii și a Rusiei, pentru că și America și Rusia sunt două mari puteri. Din punct de vedere al Rusiei, și ministrul de externe, Sergei Lavrov, în 2015, la conferința internațională de securitate din München, la Bayerische Hall, în hotelul din München, a declarat că de fapt Ucraina are multe minorități și unguri și români și ruși și pe asta un fost ambasador al Statelor Unite la Moscova chiar îl amintea pe domnul Lavrov, cum spunea, aproape că invita pe țările limitrofe să împartă Ucraina. Deci, din punctul de vedere al rușilor,
Acum, recent, chiar și Putin a declarat că, mă rog, Ucraina a fost făcută de Lenin, practic, care a făcut soviete și ei a dat naștere la URSS. Acum, ei trecând la comunism, au doar ruși și minorități. Deci, dacă am avea un diplomat foarte bun care să convingă Statele Unite că România o să fie un aliat mai bun decât Ucraina, ca și Statele Unite să fie de acord cu anularea acestui tratat și retrocedarea teritoriilor. Bineînțeles că pentru asta ar trebui să facă presiune și Ungaria, care într-un fel fac, și Slovacia, și Polonia, pentru că Stalin a luat din toate țările astea, au luat teritorii. Și la o conferință internațională cu sprijinul Statelor Unite, asta ar putea fi rezolvată. Domnul Hosu. Trebuie să vă contrazic, și anume, Statele Unite, prin rezoluția Congresului, au spus că este ilegal. Prin urmare, Statele Unite... Ce este ilegal? Acest pact, prin simpla rezoluție, este ilegal. Atunci, de ce să mai fie de acord? Pentru că ei nu poate să meargă înapoi să spună că să vezi că rezoluția Congresului, gata, e anulată. Este foarte clar că ei, prin simpla rezoluție a Congresului American, ei ne susțin. Deci noi trebuie, adică diplomatul român care trebuie să iasă pe arena internațională, trebuie să spună, voi ați spus treaba asta, deci prin urmare ne susțineți în asta. De asemenea, i-ați menționat pe ruși. Da. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut interviul pe care i-a luat Tucker Carlson lui Putin. Am văzut parte din acest interviu. Și trebuie să spun că am văzut că acest domn Tucker Carlson n-a fost foarte bine pregătit pentru acest interviu. Da. În ce sens? Putin este un om foarte inteligent, cunoaște foarte bine istoria Rusiei, dar a omis o bucățică. Și acea bucățică este suferința celor deportați din Basarabia. Suferința românilor, suferința celorlalte națiuni care au fost deportate. Deci el a pus cumva toate în spinarea polonezilor. Că vezi, Doamne, ce au făcut polonezii nu, la vremea... Nu, în spinarea lui Stalin. În spinarea lui Stalin, dar la vremea respectivă cine era, să zicem, oaia neagră, erau polonezii care au făcut și au dres. Acum... Iarăși revin la Putin, mă rog, m-am abătut puțin de la această tematică, dar ar fi de fapt un apel și către dumnealui, către domnul Putin. Dacă într-adevăr sunteți un om de bună credință, returnați imediat tezaurul României, fără niciun fel de pretenții, că nu aveți niciun drept asupra acestui tezaur. Și atunci... putem să vă credem și în celelalte lucruri pe care le faceți. Dar până atunci, având în vedere, din punct de vedere istoric, ce s-a întâmplat, adică cât au suferit românii, eu vă spun, nu știu dacă ați reușit sau dacă ați văzut... Da, domnul meu, sunt două subiecte separate. Corect, corect. Dar, totuși atinge acest pact Ribbentrop-Molotov, suferința românilor din Basarabia. Nu știu dacă ați citit, este o carte care se intitulează Să nu ne răzbunați. Atrocitățile pe care le citeți acolo, deci asta ne arde cel mai mult pe noi ca români, să vedem teritoriile, să vedem țara, că se recuperează teritoriile. Suntem probabil singura țară din lume, sau România este țara care este înconjurată de români prin teritoriile pierdute.
Deci da. Cam acestea au fost comentariile. Dacă domnul Tode vrea să adauge ceva la ce a spus dumneavoastră și apoi domnul Cotinghiu. Păi e foarte, foarte normal. Însă în această problemă noi trebuie să avem și sprijinul american. Pentru că ce să sprijin? Nu uităm, țările au interese, nu au prieteni. Acum dacă putem, dacă un ministru de externe genial ar putea să-i convingă pe americani că după terminarea războiului Ucraina va fi în zona de influență rusească categoric înțepenită și România ar fi o prietenă mai loială Americii, atunci ne-ar sprijini. Rușii deja sunt gata să dea. Mă scuzați, americanii deja ne sprijinesc prin rezoluția Congresului. Aia nu poate să dea înapoi. Deci e clar. Da, să ne sprijine de facto. Nu lip service. Că, mă rog, aia s-a votat, corect. S-a înțeles. Asta este, asta este de, deci, europarlamentarii și președintele României, care va fi acela, această persoană trebuie să înainteze către Națiunile Unite și trebuie să înainteze această cerință a poporului român. Fără sprijinul efectiv al americanilor nu se poate face nimic. Pentru că Ucraina, rușii vor Ucraina păi să fie în zona în lor de influență. Neapărat mergeți și faceți lobby pentru așa ceva, nu? Dacă tu se duce domnul Tudoran, toți sunteți statul NIO, cred că sunt șanse. Nu? Ce faceți dumneavoastră pentru a anula efectele pactului Ribbentrop-Molotov, ducându-vă în America? Vă rog. Cum am spus, partidul Tode nu se ocupă de politică externă. Da. Tot ce am spus a fost o părere personală și din câte am citit și am văzut și, mă rog, am cu toate citit că, și... Da, partidul Tode am înțeles, dar regele Mihai a avut un rol determinant în aderarea României la Uniunea Europeană. Totuși, să nu uităm asta. A făcut lobby pentru România cât a putut și cum s-a priceput și a făcut-o bine. Domnul Cotinghiu. Revin la faptul. Iată o discuție foarte interesantă. Noi trebuie să înțelegem că nu America o să ne ajute, nici Rusia nu o să ne ajute. Niciodată nu o să vedem noi tezaurul de la Rusia așa ușor, că vrem noi, că îi cerem noi domnului nu știu care. Niciodată lucrurile astea nu se întâmplă. Trebuie aici să fim practici. Aici poate domnul Tudoran are soluție vis-a-vis de tezaur. Credeți că putem să recuperăm tezaurul? Nu, cred că a trecut prea mult timp și... ca noi să recuperăm tezaurul, noi ar trebui să avem politică măcar corectă cu Rusia, măcar corectă, ceea ce noi în momentul de față noi nu avem, suntem pro-America, ceea ce pentru foarte mulți e un lucru bun. Pentru mine personal mi-aș dori o politică corectă cu toți vecinii de lângă noi, Bulgaria, România, Rusia, maghiari, așa, dar să revin la problema de fond... Cum văd eu lucrurile? Da. Este foarte greu ca aceste teritorii să revină înapoi la patria mamă, adică să ne revină nouă. Aceste lucruri nu se va întâmpla decât dacă vom avea o politică coerentă, politică externă coerentă. Și nu un om, cum tot spune dânsul, sau o idee în sine trebuie să fie susținută în general de clasa politică în majoritate. Dar de ce domnul Tudoran ne tot trimite în America? Pentru că acolo... Păi este eu la New York, probleme. Domnul locuiește la New York, într-adevăr, da? Locuind acolo, ești influențat de politica din zona respectivă, că ăsta e adevărul. Dânsul vede lucrurile la nivel macro, la nivel internațional. Noi locuind aici, vedem probleme locale, probleme naționale, în altfel, față de dânsii. Ceea ce e un lucru bun, orice părere, eu mă bucur de acest dialog, e un dialog foarte, foarte bun, constructiv. Foarte constructiv. Da. Însă, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Ca noi să ne recuperăm teritoriile înapoi, avem nevoie de o clasă politică coerentă, o clasă politică care înțelege beneficiile acestei alipiri cu România, cu patria mamă. Ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca poporul să voteze o clasă politică coerentă. Corect. Domnul Tudoran, de ce trebuie să mergem în Statele Unite sau nu să mergem? De ce este nevoie ca Statele Unite să ne susțină în a putea elimina efectele pactului Ribbentrop-Molotov? Din punctul nostru de vedere. De ce neapărat ați menționat de trei ori că trebuie Statele Unite să pentru ne susțină? Pentru că is a major player. Este un jucător foarte important. Aici e vorba de Rusia, o mare putere, și
America o superputere. Deci, doar o paranteză, să fac unirea, Marea Unire, că au fost Regina Maria, brătienii, care au luptat pentru înfăptirea acestei uniri, însă nu luăm, scoatem din calcul marile puteri europene, Franța, Marea Britanie, Germania, care și ele au un rol foarte important și în funcție de interesele lor, dacă interesele lor coincid cu interesele noastre naționale, atunci avem o șansă reală să luăm, să alipim aceste teritorii. Doar ca o paranteză. Domnul Hosu, în contrapartidă cu ce a spus domnul Todoran. După părerea mea, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Domnul Cotinghiu. Da, domnul Cotinghiu. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. De aceea, în acest apel, am menționat că va fi trimis către toate ambasadele și nu numai Rusia și Statele Unite, dar Anglia, Franța și așa mai departe, dar și către China, și către Japonia, și către India, care toate aceste state sunt membre a Organizației Națiunilor Unite. Da, 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 da. Deci să căutăm suportul unde trebuie să-l căutăm, la Națiunile Unite. Și să avem un lobby la Națiunile Unite pentru a se rezolva această problemă. Dar sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, în sensul că trebuie să avem o politică coerentă, o politică, adică oameni care să ajungă la cărma țării și să poată să înainteze interesele României. În acest sens, să știți că încă mai există oameni verticali în această țară, încă există oameni care sunt patrioți, care vor binele acestei țări și să-i promovăm pe acești oameni care sunt, din păcate, sunt dispersați în diferite partide politice și aceasta a fost și motivul inițierii acestui pact pentru renașterea României. Domnul Todoran, ce obiective aveți pentru partidul TODE în perioada imediat următoare? Nu participați la alegeri locale europarlamentare? Poate derulați semnături, adică strânge de semnături? Ce obiective aveți? În ce stadiu vă aflați concret? O să participăm la alegerile locale și parlamentare. Da. La și prezidențiale nu. Nu. Pentru că susțineți un rege, nu un președinte, nu? Nu. Monarhia. Monarhia, da. Da. Monarhia. Da, vă rog. Deci participați. Bun, și în perspectivă gândiți vreo alianță din tot de partidul? Nu. Nu. Deocamdată nu facem nicio alianță. Ar putea exista o alianță când un partid se declară clar și definitiv pentru monarhia constituțională. Noi nu vrem a patra republică, da, că a fost populară, socialistă, asta de tranziție, toți vor să cosmetizeze republica. Noi vrem alt sistem, monarhia constituțională. În 42 de ani, monarhia a câștigat independența, a unit toată suflarea românească în granițele României mari și da, a făcut o... problema cu pactul... Păi nu, că ați întrebat de partidul TODE și de politică internă. Și a fost după 45, oricum, n-a dat cum se rezolvă. Știu, dar nu. Da. Eu am zis perioada, totuși ăsta nu este 40, au fost problemele legate de cedarea teritoriului. Însă vă întreb dacă aveți în plan și, sau dacă acum aveam ca formă de guvernământ monarhia, cum ați fi tratat problema legată de pactul internațional, care e o problemă internațională. Păi dacă aveam monarhie, probabil că aveam și alți politicieni. Da. Și... oamenii ca Titulescu sunt rari, dar ar fi apărut, era sunt convins. Era monarhist Titulescu? Nu știți. Sigur că era monarhist, dar mă rog, a avut, cred că puține divergențe cu Carol al II-lea, care câteodată mai intra și în politică. Am înțeles. Pentru că Titulescu a murit în Franța. Da.
Eu cred că ar fi o idee foarte bună. Mă bucur că există această mișcare. Și dacă dânsii și-ar găsi niște conducători și niște lideri a acestei mișcări mai puternici, niște lideri cu impact, cu impact asupra societății, gândiți-vă că e un capital foarte mare acolo. Sunt foarte mulți monarhiști în România, foarte mulți oameni care cred că regele, regina ar fi o soluție pentru noi. Stând în Marea Britanie, am văzut cât de iubită este regina acolo și acum Prince Charles, dar mai mult regina a fost foarte iubită, tocmai datorită imparțialității vis-a-vis de spectru politic. Este ca o stabilitate între opoziție și cei de la guvernare. Ar fi un lucru bun. Însă dumneavoastră vă sugerez să vă găsiți niște lideri, niște oameni care poate să prezinte aceste idei tineretului. Femei, și asta... femei sau bărbați? Depinde de dânsii, femei, bărbați, copii, cred că na, dacă poate să... Păi nu, trebuie să învățați de la Donald Trump. Da, Donald Trump câștigă alegerile pe Twitter, pe internet, pe Facebook, pe Instagram. Dacă dânsii nu realizează că numai așa... Domnul Teodoran are cont. Aveți, nu, și pe Instagram și pe Twitter contul, nu? Da, avem, bun. Avem. Trebuie să se facă cunoscut. Asta este ideea. Da, este în sensul că și nu numai dânsul să vine cu 3, 4, 5, 10 oameni care... să ne prezinte nouă electoratul, nouă tinerilor și să spunem, da, domne, mă reprezintă, mă regăsesc, unde pot să votez, trebuie să simplifice lucrurile. Dar ca să facă lucrul ăsta, trebuie să aibă un impact asupra societății. Numai atunci când oamenii își vor dori monarhia, totul e posibil. Dar trebuie masiv, încă o dată. E o idee foarte bună, vă felicit, țineți tagul sus, căutați oameni lângă dumneavoastră cât mai mulți. Este un electorat foarte mare în România, pe care ați putea să capitalizați, să accesați această problemă. Oamenii s-au săturat de mai toate partidele astea. Suntem până peste cap, marea majoritate a partidelor sunt formate din oameni care sunt motivați financiar pentru ei și grupurile din spatele lor. Da, domnul Teodoran. Da. Aș vrea doar să spun că noi luptăm cu niște adversari foarte bogați. Corect. Care sunt finanțați de poporul român. Potrivit prin lege, taxe, da. Prin... legea 334 pe 2006. Da. Deci toți banii se duc pe masa guvernului și partidele de la guvernare împart. Aduceți bani din America. Din aristocrația americană. Păi aia zic. Foarte mulți din aristocrații nu știu au plecat în Spania, în Marea Britanie, în Elveția. Foarte mulți. Și foarte mulți au situația financiară deosebită. De ce nu i-a aducut să se implice și ei să vă prezinte? De ce să se implice? Gândiți-vă, de exemplu, că dacă un milion de români ar pune un leu pentru un partid care vrea monarhie... Păi poporul român apelați păi și de ce nu ne până acolo. Dar cine vrea să păi facă stați puțin, monarhie? Ca să vă promovați ideile, trebuie să convingeți poporul român. Da, corect? Trebuie să convingeți tinerii să dea leul ăla sau bătrânii sau și trebuie promovați, trebuie să promovați ideea. Da, da, pentru asta trebuie educație. Dați un leu pentru tot de al meu, nu mai e pentru al tău. Mergi, da. Spuneți așa. Exact. Da? Bun. Deci este vorba de bani, iar partidele de parlamentare primesc bani. Da. Câte milioane de euro se dau? Se dau vreo 250 de milioane de lei anual partidelor. Foarte în funcție bani. De ponderea numărului de parlamentari, da. Eu mă așteptam deci de la dânsii aristocrația având să aibă bani. 50 de milioane de euro anual, mai mult. Familia royală, familia royală română și au dispus de niște... Da. M-aș fi așteptat să se implice, că numai astfel, n-aveți cum, nu o să vă dea bani statul dacă român nu să vine susțină monarhia. Doar după ce bani. Convingeți românii că o idee bună, și cred că lucrul ăsta, eu cred că este o idee bună monarhia, însă trebuie să-i convingeți și pe marea majoritatea românilor. Și abia atunci, dar ca să-i convingeți, trebuie să aveți niște oameni ca Donald Trump, niște oameni ca, nu știu, Nigel Farage, îmi dau niște exemple ca așa. Ca să fie convinși e nevoie de educație, e nevoie ca oamenii corect, să știe corect. Ce au făcut monarhia. Da, dar corect. Ei nu știu. Pentru că nu sunt educați, pentru că nu, acum la școlile noastre nu se vorbește de monarhie. De ani, au fost spălați la creier cu minciuni. Și normal, am întâlnit un tânăr, împărțea niște flyere și am întrebat, dar știi ceva despre monarhie? Zice, nu. Câte monarhii sunt în Europa? Niciuna. Păi zic, știi ce? Sunt 10. Clar, da, dar ei nu conduc. Așa, alt tânăr mi-a spus, războiul de independență. Cine a fost conducătorul trupelor?
române în războiul de independență. Peneș Curcanu. Ignoranța e maximă în România. Da, absolut. Nu se mai asta e. Dar nici nu se dorește ca tinerii să fie dezvoltați. Nu se dorește, vă rog să mă credeți. Guvernanții români n-au avut o prioritate educației. Ei știu că dacă au oameni slab pregătiți, îi manipulează mai ușor. Asta e ideea. Iar asta trebuie să o înțelegeți așa, practic. Sunt și oameni la vârstă medie în 90, în Canada, la câmpul românesc, de lângă Toronto. Da. Strângeam semnături pentru 10 mai, ca să fie sărbătoare națională. În 90 era o doamnă și zic să semneze pentru independență. Vreți ca 10 mai să fie sărbătoare națională, independența? Nu, avem 1 decembrie. Zic, doamnă, dumneavoastră sărbătoriți numai Crăciunul, nu sărbătoriți și Paștele. Eu sărbătoresc ce vreau. Asta a fost răspunsul ei. Nu trebuie să generalizăm. Nu toți oamenii sunt așa. Nu, dar se domnul știe Hosu. Enorm de puțin despre ce a făcut monarhia. Domnul Hosu, ce credeți? Haideți să nu noi intrăm, adică să vorbim de câmpul românesc, că pot să vă spun câteva lucruri chiar triste despre câmpul românesc, care a fost la vremea respectivă, a fost penetrat de tot felul de persoane dubioase. Chiar îmi amintesc că venise domnul profesor care se chema, cum credeți? Horia Sima, la câmpul românesc. Horia Sima, legionarul sau nu? Exact. Ah. Domnul profesor, așa a fost. Nu știu, nu mai țin minte cât avea pe atunci. Era în America, 70. În anii 90? Da, atunci. Da, și a apărut acolo. Au vrut să se folosească de mine, să mă cheme la masa oficială și am zis mai încet. Dar au fost de asemenea, câmpul românesc și bisericile din Canada au fost penetrate de către securiști. Vă spun, au fost de către legionari. Nu o să menționez nume, dar Cam asta este. Deci când a fost așa numită revoluție în România, în care toți românii din Canada am crezut în această revoluție, eram eu și mai era încă o persoană care am adunat românii la Biserica Ortodoxă din Toronto. Erau vreo 168 care am zis, eram destul de tineri atunci, am zis venim în România să luptăm. Era profesorul, poate l-ați cunoscut, profesorul Tudor Bompa, care umbla pe la armata canadiană să vadă dacă ar putea să ne trimită pe portavioanele americane care erau în Mediterană să ne antreneze, că toți aveam deja o pregătire militară din cauza serviciului militar în România, și după aceea să ne aducă în România să luptăm. La vremea aceea eram gata pentru asta, dar nu s-a aprobat dintr-un motiv sau altul. Și a apărut la un moment dat un, n-am cum să-i spun decât un ticălos securist, care zice, păi da, zice, gata, el vrea să se bage acolo, zice, să intrați prin otopeni. Și atunci l-am confruntat, zic, de ce, ca să ne mitralieze la otopeni, și mă sună preotul. Zice, domnul Hosu, zice, aveți mare grijă că aveți o viperă între dumneavoastră. Zic, care e ăsta? Și am spus numele. Zice, da, ăsta este. Și după care, acest preot, care era, doamne, era foarte pios, zice, a, păi zice, vin și eu, zice, ce, eu nu pot să bag un pistol sub sutană? Auziți? Deci oameni de genul acesta au fost, nu vreau să-i spun diasporă, pentru că diasporă înseamnă altceva și este preluat, s-a făcut referință de la poporul evreu care a fost dispersat. Ce? Vreau să spun că oamenii, adică românii care au plecat din România la vremea respectivă, n-au plecat de bine. Așa au plecat este. Din cauza securității, din cauza prigoanei,
în altă emisiune pe care am avut-o cu La gura lupului, am explicat anume lucruri, adică ce s-a întâmplat, adică mizeriile prin care familia mea a trecut și eu personal am trecut și de aceea am plecat din țară. Deci, ca să revenim la subiectul acesta, cei care au fost la conducerea țării până acum au avut grijă să distrugă ceea ce este fundamental pentru o țară, anume educația. Exact. Educația tinerilor. Istoria care nu este transmisă acestor tineri și care regretatul Nicolae Iorga spunea, zice, un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții. Deci, dacă ajungem, adică prin acest pact pe care l-am inițiat și, așa cum am spus, fac parte din Consiliul Consultativ și a Partidului Lege Educație Unitate, unde domnul Andy Lupu este președinte și care este un partid de tineri care vor să facă ceva pentru țara aceasta și se zbat săracii peste tot, în țară umblă, pe unde pot, ca să facă lucrurile acestea. Încă un punct, iarăși, foarte important înainte să închei. Cu mare tristețe în suflet am văzut că oamenii care au fost într-adevăr verticali și care sunt verticali, și o să dau un singur exemplu, domnul Gheorghe Funar, care a pictat băncile din Cluj, da, în tricolorul românesc și a fost clasificat ca fiind extremist. Auziți ce crimă mare a făcut acest om. Un om pe care l-am cunoscut, un om integru, un om care s-ar lupta pentru această țară. Și l-aș susține din inimă ca să ajungă din nou la cârma țării. A servit două mandate în Parlamentul României. Și se ducea la 7 dimineața și pleca de la Parlament la 10 seara. Da, s-a dedicat. Așa este. Era un om dedicat. Știu, da. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, două minute fiecare ca o concluzie a perspectivelor interne și internaționale, domnul Tudoran. Cum vedeți dumneavoastră anul 2024 din punct de vedere al acestor perspective interne și internaționale? Credeți că se schimbă ceva în România sau vin ai noștri, pleacă ai noștri, PSD, PNL, UDMR, minorități? Nu cred că se va schimba în România în alegerile astea din 2024. Însă vor pierde din popularitate atât PSD-ul cât și PNL-ul și cred că monarhia va avea mai mulți adepți în urma acestor alegeri. Mulțumim mult, domnul Cotinghiu. Da, sunt de aceeași părere cu domnul invitat al dumneavoastră. Nu cred că se va schimba mare lucru, din păcate, deși noi toți românii ne dorim. Eu cred că marea majoritate a românilor nu ies la vot datorită faptului că noi nu avem o opoziție reală. Guvernanții noștri au reușit să divizeze opoziția, au reușit în așa fel încât să distrugă eventual, să distrugă tot ce înseamnă opoziție, sindicate, mă refer aici la sindicate, mă refer la chiar și la ONG-uri, mă refer la partide politice, sunt atât de divizate și atât de focusate pe interesele lor obscure de partid, încât nu cred că avem o opoziție reală. Neavând o opoziție reală, partidele de la guvernământ fac ce vor ei, va fi foarte rău pentru noi ca nație după aceste alegeri, se anunță o mulțime de legi care au trecut prin ambele camere și n-au fost promulgate, vor fi publicate după alegeri, se anunță măriri de taxe, se anunță legi noi proaste, legi care sunt în defavoarea noastră, legi care ne vor restrânge și mai mult drepturile noastre cetățenești. Îmi pare foarte rău să spun, mi-aș dori din suflet, din inimă, să avem o nouă mișcare pe care eu personal să cred în ea, să mă convingă
prin faptul că vor să facă ceva real pentru economia României, pentru educație, reforma justiției de care avem nevoie atât de mult, avem probleme mari în justiție, sunt exemple la tot pasul, nici nu o să intru în acest aspect, dar cred că noi românii avem această calitate de reziliență națională. Noi românii suntem aici de mii de ani. Uitați-vă în jurul nostru, Imperiul Otoman, cât de puternic a fost. Imperiul Otoman avea Siria, Irak, Iran, toate țările astea sub ei și acum s-au divizat. Uitați-vă la Imperiul Austro-Ungar, care au tras românii noștri pe roată sute de ani. Și acum unde sunt ei? Unde sunt ei? Poporul român rezistă, noi rezistăm. Chiar și dacă acești oameni care, nu vreau să dau exemplu de la ruși, vecinii noștri ruși, că încă sunt puternici și sunt aici. Și asta ar trebui să fie o învățătură pentru politicienii noștri, indiferent ce se întâmplă cu toate alianțele astea, cu NATO, cu cine va veni, că lucrurile se schimbă în viață și istoric s-a dovedit că se schimbă, noi trebuie să avem o relație corectă cu toată lumea. Indiferent că... Și din punct de vedere economic, cum vedeți? Din punct de vedere economic, situația este foarte gravă. În momentul de față avem un deficit foarte mare. Din punct de vedere al situației economice, mă refer acum la întreprinderi mici și mijlocii, sunt probleme majore. Sunt probleme, 60% din firmele din România sunt în pasul insolvenței. Trăiesc de la o factură la alta. Dacă nu li se face o plată, luna asta poate să intre insolvență. Anul trecut au fost zeci și zeci de mii de firme care au intrat în insolvență. Numai începutul acestui an deja este egal cu jumate din anul trecut. Lucrurile merg prost. Avem împrumuturi, împrumutăm foarte mult, acești bani nu îi vedem în economie, îi vedem în programe proaste, în tot felul de subvenții care nu ajută, ne țin pe loc aceste subvenții, aceste pomene electorale, că nu știu cum să le numesc altfel, că sunt niște sume derizorii, nici nu pot să trăiască, nici pensionarii nu pot să simtă ceva din aceste sume, aceste chestii pe care ei le numesc subvenții, nici măcar o ceva transformare reală. Nu vedem lucrurile astea economic, nu avem un plan de relansare economic. Nu am reușit să facem o reformă fiscală, nu am reușit să facem reformă aparatului bugetar, avem 1.300.000 de oameni care îi plătim cu salarii imense, avem pe fiecare lună, zi, nu există să nu se înființeze o nouă agenție, o agenție națională pe care tot ne o plătim, care nu și are niciun rost și nu văd soluții, nu văd și mai am ajuns. Ce e cel mai grav? La partide vedeți soluții? La primăria Bucureștiului, dacă tot ar fi să spun ceva pozitiv, aș putea să spun domnul care l-ați menționat mai devreme, care a făcut închisoare și care... Nu sunt foarte familiar, însă văd că oamenii bucureșteni și-l doresc. Foarte mulți oameni și-l doresc, nu știu de ce. Probabil că a făcut ceva pentru București la sectorul 2, eu fiind sectorul 2, e sectorul 1. Popular, foarte popular și încearcă să facă o schimbare reală și să luptă într-un fel cu sistemul. Președinție, pe cine vedeți? La președinție, în momentul de față, lucrurile nu sunt așezate. Stăpânii acestor politicieni din afara țării încă n-au decis, unde își vor pune capitalul lor electorat. Domnul Tudoran, pe cine vedeți președintele României? În urma alegerilor din 15-29 septembrie. Nici nu știu cine candidează, dar cel care este adjunct la NATO s-ar putea să candideze, fost ambasador la... România la 1, da. Nu, la Statele Unite. A fost ambasador în Statele Unite. Domnul Gioana. Gioana, da. Am înțeles, da. Domnul Hosu, nu întâmplător v-a lăsat ultimul, pentru că știu că o să plecați în Canada, însă vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta și despre alte aspecte ce țin de ceea ce s-a întâmplat din 90 încoace, chiar mi-aș dori să discutăm și aspectele astea. Asta însemna să facem mai multe emisiuni și chiar vă invit să le facem. Care e opinia dumneavoastră vis-a-vis de perspectivele interne și internaționale? Cu ce auspicii plecați? Oricum o să vă întoarceți destul de curând, sunt sigur. Dar la acest moment, cum vedeți România din punct de vedere intern și internațional? În acest moment... Trebuie să spun că situația este foarte tristă. Sunt anume metodologii prin care am putea să reparăm situația din această țară. Și o să vă spun numai două dintre ele. Da. Unul dintre acestea este o reorganizare administrativă. În ce sens? Din punctul
meu de vedere, trăind în Canada pentru un număr de ani, am văzut cum funcționează orașul Toronto. Un singur primar. Nu există 6 primari plus un primar general. Există în România comune cu mai puțin de 200 de locuitori și au primar, consilieri și toți acestea. Reforma administrativă. Exact ce spuneam, aveți dreptate. E nevoie de o reformă administrativă. Este nevoie. Reformă fiscală, reformă economică, reforma justiției. Cea mai importantă, pentru că fără justiție nimic nu se poate întâmpla. Reforma justiției, așa cum spuneți dumneavoastră, eu nu vreau să intru în niște detalii, v-aș putea vorbi mult despre ce s-a întâmplat. Așa? Deci, să ne gândim, în anii 90, la început, câți bugetari au fost? Vreo 700 și ceva de mii. Da, 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 așa este. Acum sunt 1,3-1,4 milioane de bugetari. S-a dublat. Deci, condițiile în care avem 7 milioane, vom plecați în străinătate. Da. Deci nu foarte face delicat. Sens. Da. Deci aceste lucruri trebuie să, odată ce ai scăpat de, mă rog, oamenii de care nu este nevoie, deci o digitalizare a economiei, asta ar reduce foarte mult costurile. De asemenea, trăim într-o Românie unde românii plătesc prețurile de afară, dar salariile sunt africane, ca să zicem așa. Și da. Eu personal ce aș propune, în primul rând, să avem grijă de persoanele, adică de pensionari. Ei au fost cei care au construit această țară. Deci aș propune un salariu și o pensie minimă de cel puțin 5.000 de lei pe lună, neimpozabilă. Forțați pe toți care vin din afară, ca să zic, multinaționalele, dacă tu fabrici o mașină în România și o vinzi la același preț cu cât o vinzi în afară, trebuie să plătești românul la același salariu cu care o plătești în afară. Dacă tu la McDonald's plătești un român cu 1.800 de lei pe lună și în Germania îl plătești cu 18 euro pe oră, atunci îl plătești și pe român cu aceiași bani. Doar să vă completez, ar trebui și taxați toate aceste multinaționale care fac milioane, miliarde în România și pleacă cu banii, ar trebui să plătească taxe așa cum plătesc în Irlanda, în exact. Germania, în Franța, în Ungaria. Noi nu-i taxăm, iar ei fac ce vor. Revizuirea redevențelor. Da, așa este. Deci vă rog, un vă rog. Singur, da? Adică pentru a încheia, că nu vreau să prelungim, România are un imn care spune deșteaptă-te. Române, da. Să sperăm că se va întâmpla. Vreau să-mi mai acord două minute, domnului Todoran, și să-l întreb. Deși are o vârstă onorabilă, îi dorim multă, multă sănătate. Născut la Timișoara fiind... Totuși, întrebarea mea și nedumerea mea, ce vă determină să vă manifestați atât de aproape din punct de vedere emoțional, moral, de România, în așa fel încât să încercați să schimbați ceva din mentalitatea asta a românilor? Ce vă animă să veniți în România, să vă constituiți acest partid? De ce o faceți? Chiar eu apreciez ce faceți. Întrebarea mea e de ce? În memoria celor care m-au educat, care au fost exemplu moral pentru mine și am încercat să îi copiez, am încercat să fiu ca ei. Și mă gândesc că de acolo, de undeva sus, realizează că nu și-au pierdut timpul cu mine. Frumos. Aceeași întrebare pentru domnul Hosu. Ce aș putea să vă spun altceva decât am observat ceea ce se întâmplă în țară? Mă doare în suflet ceea ce văd și nu degeaba am spus că România are un imn. Deșteaptă-te, române, haideți să ne deșteptăm și să alegem oameni care să fie competenți, să poată să conducă țara aceasta, să o scoată din
mizeria economică și socială în care se află. Și vă mulțumesc. Da. Domnul Cotinghiu, aveți idei bune, însă ca să le transpuneți în practică, așa cum a spus și despre ceilalți, trebuie să faceți parte dintr-un partid politic. Vă gândiți să faceți asta în perspectivă apropiată? Vă simțiți apropiat de, eu știu, vreo anumită ideologie, de o anumită doctrină, de o anumită atitudine a unui partid? Sau, deocamdată, stați în această expectativă și, din punct de vedere al analistului economic, le exprimați puncte de vedere? În primul rând, aș vrea să vă răspund la întrebarea care a spus-o colegilor mei. Motivul pentru care vin aici este că mă simt discriminat în propria mea țară. Mă simt abuzat și mai ales în relație cu instituțiile și mai ales în relațiile cu statul. Antreprenor fiind, a trebuit să mă închid foarte multe afaceri, a trebuit să mă focusez cum să driblez acest hățiș legislativ făcut împotriva noastră. Ei n-au înțeles că întreprinderi mici și mijlocii, afacerile de familii trebuie încurajate, trebuie respectate, trebuie chiar mai puțin taxate decât aceste firme mari globaliste care au venit și distrug absolut tot ce înseamnă economia României. Motivul pentru care vin este că, ca și mine, om simplu, bănuiesc că sunt zeci de mii de oameni în România care nu au o voce, pe care nimeni, pe care nu-i vedem la televizor, pentru că programele mass media sunt ale lor, sunt oamenii lor, sunt plătiți de ei, politicienii lor spun ideile lor și promovează aceleași idei de nenumărate ori. Vedem acest hățiș legislativ care a îngenunchiat economia și nimeni nu vorbește despre economie, nimeni nu vorbește de lucrurile astea. Este un moment pentru noi românii să înțelegem că trebuie să ne luăm soarta mâini, să ne implicăm fiecare în aceste noi partide, aceste noi mișcări. Indiferent, sunt de acord și simpatizez și cu cauza și e de apreciat la vârsta dânsului faptul că vine din New York să-și ducă ideile dânsului mai departe pentru strămoșii dânsului. La fel am respect maxim pentru colegul de platou din America. Mi-aș dori ca nu numai acești oameni să se implice, să ne implicăm toți. Da, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Drum bun, domnule Hosu, în Canada. Mulțumim domnului Paul Pluiu Tudoran. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Weekend plăcut, toate cele bune. Mulțumim.